Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Dragi și vă invit să redeschideți Biblia în Evanghelia după Matei, capitolul 20. Pilda lucrătorilor viei. Matei, capitolul 20, versetele de la 1 la 19. Vă rog frumos să vă ridicați în picioare și în această poziție respectoasă să citim Evanghelia veșnică a Domnului nostru Iisus Hristos. Matei, capitolul 20. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit diz de dimineață să-și tocmească lucrător la vie, s-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al noulea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al unspreze-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis: De ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara, stăpânul vie a zis ispravnicului său, cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, coteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau, aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut potrivă cu noi care am suferit greul și zăduful zilei. Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei, prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate, nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Iați ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun? Tot așa cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă. Pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Suntem în timpul Serviciului Divin de joi seara, 23 iulie 2009. Dumnezeu ne-a ținut în viață ca să ne bucurăm de mântuirea pe care ne-a dat-o și să fim o mărturie a slavei sale, să fim niște închinători care îi aducem onoare și cinste pentru că Domnul ne-a salvat, ne-a restaurat. Slavă Lui pentru toate acestea. În ciclul pildelor Domnului Iisus Hristos, în această seară suntem la cea de-a 19-a, pilda lucrătorilor viei. Această nouă pildă este luată din experiența profesională obișnuită a oamenilor din jurul Ierusalimului, care aveau la dispoziție agricultura sau creșterea de animale, fiindcă erau departe de apă. Ei nu aveau mări la dispoziție. Marea Galilei era departe în nord. Biblia vorbește mult despre vița de vie. De cel puțin o sută de ori face referire la această ocupație. Pilda aceasta este spusă de Domnul Isus Hristos cu câteva zile înainte de săptămâna Patimilor, în Peoria, dincolo de Iordan înainte ca Mântuitorul să intre în Ierusalim. Ca oricare altă pildă și pilda lucrătorilor viei, poate fi corect interpretată în momentul în care se înțelege mai întâi motivația pe care Mântuitorul a avut-o atunci când a spus pilda. Așa cum în predică se spun anumite întâmplări pentru a da forță ideilor teologice, întâmplările devin niște ferestre care aduc lumină în casă, în predică, tot la fel, pilda, ea este o întâmplare imaginară pe care Domnul o spune când vine vorba despre ceva anume, pentru ca să explice acel ceva anume, la nivelul tuturor oamenilor. În primul rând, motivația pildei. Petru, apostolul Domnului, este martor la întâlnirea și la dialogul mântuitorului cu fariseii și cu tânărul bogat, lucru care se întâmplă în versetul, în capitolul de dinainte, respectiv capitolul 19. Tânărul bogat, potrivit teologiei vremii, promovată de învățătorii Bibliei, în mod special de farisei, Credea că harul trebuie câștigat, dobândit prin eforturi personale, prin merite personale. De aceea, a privit capitolul 19, versetul 16, că vine la Domnul și această prejudecată care era cultură religioasă în generația lui în Israel, vine la Domnul și spune, ce să fac ca să pun mâna pe viața veșnică? Ce să fac? El știa, pentru că aceasta era învățătura vremii, că trebuie să faci ceva anume ca să meriți. Harul trebuia meritat. În Noul Testament, definiția Harului este că fără să meriți, Dumnezeu îți dă atunci când te căiești și îți recunoști absența meritelor. Tânărul bogat este șocat de răspunsul Domnului Isus Hristos, care îi spune că pur și simplu trebuie să lase totul ca să câștige totul. Biblia spune în versetul 27: Atunci Petru a luat cuvântul. Când? Atunci. Atunci când tânărul bogat a plecat la răspunsul Mântuitorului. Atunci a luat cuvântul. Asta înseamnă că Petru a luat cuvântul ca o reacție. La ceea ce a auzit și a văzut în dialogul dintre Mântuitorul și Tânărul Bogat. Petru, care tocmai l-a auzit pe Tânărul Bogat că nu a vrut să lase totul, se adresează Domnului și de pe o poziție de superioritate, de mulțumire de sine, spune următorul lucru. Noi am lăsat totul. Ce o să ne dai în schimb? Noi nu suntem ca tânărul bogat, căruia i-ai cerut să lase totul și n-a vrut. Noi suntem mai serioși. Noi suntem mai hotărâți, mai responsabili. Noi am lăsat totul, el n-a lăsat, a plecat. Dar noi, noi care am lăsat, noi ce o să primim? În pilda pe care Mântuitorul o spune, Demontează câteva prejudecăți religioase care dominau gândirea vremii și chiar gândirea ucenicilor. Adică, sentimentul de superioritate care vine din faptul că tu ai rezistat în timp ce altul a căzut, care vine din faptul că tu ești punctual în timp ce altul nu este care vine din faptul că ești prezent joia la biserică în timp ce altul nu este, care vine din faptul că ești vechi în biserică și ai participat la construcția bisericii, nu ca mine, care am venit după și am intrat într o construcție așa de frumoasă gata terminată, care vine din faptul că ești pocăit din România și ai apucat și vremurile acelea unde harismele, darurile Duhului erau evidente, nu ca astăzi mai răruțe. Poate ai alte și alte merite care te îndreptățești și spui, alții nu, dar eu care fac, eu care am, eu care... Și Domnul Iisus Hristos, uitându-se la tânărul bogat, uitându-se la fariseii care promovau gândirea meritelor, uitându-se la ucenici care au căzut și ei în capcana aceasta de gândire teologică, spune pilda. Și pilda aceasta este imaginară, dar în ea există răspunsul la problema lor. Numai în felul acesta vom fi în stare să tălcuim pilda, dacă vom ști că Domnul o spune fiind îndurerat de atitudinea de superioritate a lui Petru, care se vede mai bun decât tânărul bogat, care plecase. Este adevărat, Petru a fost mai bun decât tânărul bogat. Dar el nu trebuia să se creadă mai bun, pentru că era mai bun prin harul Domnului un har pe care el la momentul acela nu-l conștientiza, nu-l punea în evidență și nu-i dătea lui Dumnezeu glorie pentru el. De cele mai multe ori suntem tentați să ne asumăm merite pentru anumite performanțe spirituale, morale, religioase sau administrative, pentru anumite performanțe de slujire. Spunem noi, pastorul acesta este un pastor bun. Fără să adăugăm prin ajutorul lui Dumnezeu. Predicatorul acesta predică foarte bine, fără să adăugăm prin ajutorul lui Dumnezeu, fără să-l punem și pe Dumnezeu în ecuație. Este un obicei religios, teologic, care, de fapt, trădează o slăbiciune de gândire. Că noi nu vorbim decât ce gândim. Când noi spunem, am sorry, am greșit. Spunem că ne pare rău că am făcut public ce gândeam de cele mai multe ori. Nu că am spus ce n-am gândit. Foarte rar greșim spunând ce nu gândim. De cele mai multe ori greșim pentru că ne scapă și spunem ceea ce am fi vrut să nu știe nimeni că noi gândim. Dar să nu filozofăm sentimentul de superioritate al oamenilor care de multă vreme fac ce trebuie, este întâmpinat de Domnul Iisus Hristos cu milă, dar și cu responsabilitate și vine în fața lor cu această pildă. Care sunt elementele ei în al doilea rând? Am văzut motivația. Care sunt elementele pildei? Pilda este bogată și complexă. Ea se derulează pe parcursul la 19 versete. Primul, personaj al pildei este gospodarul, care angajează muncitori în via sa. Și el este Dumnezeu. Al doilea element al pildei este timpul de lucru. Și în pilda aceasta este o adevărată filozofie a timpului de lucru, pe care trebuie să o lămurim pentru ca să înțelegem pilda. Observați aici că se vorbește despre anumite momente ale zilei, Însă, momentele acestea ale zilei sunt denumite nu după vocabularul modern, ci după vocabularul oriental al vremii de atunci. De aceea, noi trebuie să le corespondăm în seara aceasta, adică să facem o corespondență între una și alta și să știm ce oră din lingvistica noastră, din vocabularul nostru, este cum numeau ei atunci ceasul al treilea, ceasul al șaselea, ceasul al nouălea și așa mai departe. La evrei timpul zilei era împărțit în ore solare, motiv pentru care ora 6 de dimineața era primul ceas. Când evrei spuneau primul ceas, era 6 de dimineață. Atunci începea la ei ziua, primul ceas, 6 dimineața. Și uitați ce spune Scriptura. Gospodarul a ieșit diz de dimineață să-și lucrători la vie. La ce oră? La ora șase de dimineață. Un om harnic. Trebuie să acceptăm Că cine se trezește la șase ca să se apuce de treabă este un om harnic, un om bine organizat, un om care are de lucru și un om care are și poftă de lucru. Și pe lângă pofta de lucru, mai are și alte motivații, nevoie de bani și așa mai departe. Ceasul al treilea. Ceasul al treilea este șase plus trei, 9 dimineața. Ceasul al șaselea, șase plus șase, 12 ziua. Ceasul al nouălea, 3 după-amiaza. Ceasul al 11-lea, 5 seara. Ceasul al 6-lea? Al 12-lea e ora șase seara. Deci șase dimineața, 9 dimineața, 12 la prânz, 3 după-amiaza, 5 seara și șase seara. Înțelegem de aici că ultimii care au fost chemați în vie la ora 5 au muncit doar o oră, până la 6. Asta înseamnă că atunci, cu ziua, nu a angajați și cu ziua, se lucra de dimineața de la șase până seara la șase. Și plata se făcea zilnic, fiindcă oamenii nu erau angajați, ci veneau cu ziua, astăzi da și poate niciodată nu, sau poate peste două luni mai veneau. În pilda aceasta a lucrătorilor viei, stăpânul cheamă la lucru cinci categorii de oameni, iar aceste cinci categorii de oameni, sunt împărțiți pe categorii în funcție de momentul zilei în care au fost invitați. Dimineața la 6, prima categorie. La 9 dimineața, a doua categorie. La 12 ziua la prânz, a treia categorie. La 3 după amiaza, a patra categorie. Și foarte greu de crezut. La 5 după amiaza, cu o oră înainte de încheierea zilei de lucru, ultima categorie. A cincea. Ce oameni ori mai fi fost și oia care. S-au dus, au fost chemați să lucreze cu o oră înainte să se încheie ziua de lucru. Ce stăpân o fi fost și ăla, care s-a mai dus să cheme oameni la lucru cu o oră înainte să se termine activitatea profesională și să le dea banii plecând acasă. Pilda e foarte interesantă. Observați, vă rog, ca a treia categorie de oameni, sunt muncitorii care așteptau în piață să vină frun patron, frun om cu afaceri, frun om mai bogat, care are mult de lucru și nu face față singur el și familia lui, și să ia la lucru. Din punct de vedere al muncitorilor, pilda poate fi aplicată ori la viață, ori la istorie. Poate fi aplicată la viață, atunci când ziua de lucru simbolizează viața oamenilor. Unii oameni se pocăiesc în adolescență, foarte timpuriu, 7, 8, 10, 15 ani, ca și cei care de dimineață au fost invitați să vină la lucru. Matthew Harris, spre exemplu, renumitul scriitor de comentarii biblice, a fost mântuit la vârsta de 11 ani. De dimineață, Policarp, episcop de Smirna, care a trăit și a slujit în secolul II, a fost mântuit la vârsta de 9 ani, la se dimineața. Isaac Watts a fost mântuit la vârsta de 9 ani. Contele de Țizendorf care a intrat în istorie ca un fondator al bisericii din Moravia, a fost mântuit la vârsta de 14 ani. Soția lui Billy Graham a fost mântuită când era copil în școala dominicală. Iată dar niște Nașteri din nou, foarte timpurii, aproape greu de crezut. Înseamnă că Evanghelia Domnului poate fi înțeleasă, desigur, la un nivel specific vârstei, chiar și la o vârstă foarte timpurie. Luați-vă copiii la adunare că înțeleg Evanghelia. Nu-i lăsați acasă până când se fac mari. Că dacă asta faceți, când vor fi mari, nu de Evanghelia au nevoie, ci de altceva. Lucrul acesta se explică atunci când știm că 80% din informațiile necesare pe care le primim pentru viață, le primim în primii șapte ani de viață. Alți oameni se pocăiesc în tinerețe. 20 de ani, 25, asemenea celor chemați la nouă dimineața. Alții se pocăiesc adulți. 30, 40, cei chemați la 12 ziua. Alții se pocăiesc la bătrânețe, cei chemați la trei după amiaza, însă alții se pocăiesc pe patul de moarte, la cinci seara, cu o oră înainte să se încheie totul. Aceasta este explicația pildei din punct de vedere al vieții oamenilor și probabil că asta a vrut Domnul să spună. Însă s-a dezvoltat de-a lungul istoriei bisericii și un al doilea punct de vedere, potrivit căreia pilda poate fi interpretată nu doar raportată la viață, adică când anume se mântuiește omul în viața lui, ci și la istorie, adică Adam și Eva au fost chemați la ora 6 dimineața. Israel a fost chemat la ora 9 dimineața. Biserica primară a fost chemată la 12 ziua. Protestanții au fost chemați la 3 neoprotestanții au fost chemați la cinci. Spuneam într-o împrejurare și repet foarte scurt într-o paranteză pe care o deschid în această seară, ca să explic puțin termenii aceștia protestanți, neoprotestanți și să-i infig în istorie. Biserica primară a început cu ucenicii Domnului imediat după moartea Domnului Isus. Ucenicii aceștia au murit și au rămas urmașii lor și urmașii urmașilor lor în ceea ce se numește Biserica Primară. Și Biserica asta primară s-a dezvoltat la Constantinopol, Biserica de Răsărit, Biserica Ortodoxă și s-a dezvoltat la Roma, Biserica de Apus, Biserica Catolică. Ele au stat împreună sub numele de biserici istorice și în 1054 a fost un eveniment când ele s-au separat public și oficial prin ceea ce se numește Marea Schismă. Motivele au fost multe, în principiu două, celibatul preoților ortodoxi vor preoți căsătoriți, catolicii vor necăsătoriți și doctrina Ogve, adică Duhul Sfânt vine de la tatăl sau și de la fiul, adică Ogve. Și din pricina aceasta, în 1054, cele două biserici s-au separat, cele două biserici au intrat în terminologia biblică ca și biserici istorice. Când veți auzi bisericile istorice, să știți că înseamnă biserica ortodoxă, biserica de răsărit și biserica catolică, biserica de apus. Aceste două biserici au adormit spiritual. De aceea, în jurul secolelor 14, 13, 14, 15, a venit un val de protest religios datorită adormirii spirituale. A venit Luther, au venit Calvin, au venit toți reformatorii care au întemeiat bisericile luterane, calviniste. Oamenii ăștia au protestat, de aceea ei au intrat în istorie ca și protestanți, că au protestat la adormirea spirituală a bisericilor istorice. Dar și aceștia de-a lungul secol secolelor au adormit și au venit alții care au protestat la protestanți, neoprotestanți. Și aceștia sunt Baptiștii, pentecostalii, creștinii după Evanghelie, mai nou, harismatici, Și dacă nu vine Domnul, probabil că vor adormi și ăștia și vor veni alții neo-neoprotestanți. Când veți auzi neoprotestanți, să știți că e vorba de baptiști pentecostali, creștini după Evanghelie, poate chiar adventiști. Când veți auzi de protestanți, să știți că e vorba de Biserica Luterană, Calvinistă și așa mai departe. Când veți auzi de biserici istorice, să știți că e vorba de catolici și ortodoxi. Și Biserica Primară e Biserica Primară. Încheiem paranteza și revenind, pilda aceasta poate fi interpretată din punct de vedere al vieții omului, când se pocăiește în timpul vieții, sau din punct de vedere al istoriei, așa cum am explicat puțin mai devreme. În al treilea rând, explicația pildei. Pilda aceasta este destul de greu de înțeles dacă o privim din punct de vedere al unui manager, al unui patron, al unui businessman. Pentru că eficiența managementului muncii, a afacerii, este foarte slabă. Care patron ar angaja un om de dimineața la șase cu 100 de dolari pe zi și dacă se termină lucrul la șase seara, ar mai lua pe unul la cinci și ar da tot 100 de dolari pe zi? Patronul ăsta, dacă așa își menajează business afacerea, nu știu dacă are viitor și succes. Pilda aceasta nu vrea să vorbească despre succes în business și nici despre management administrativ de afaceri. Mântuitorul a spus această pildă ca o reacție a circunstanței în care s-a aflat cu farisei tânărul bogat Petru și ucenicii. Și prin pilda pe care o spune, ca și o întâmplare imaginară, el vrea să învețe principiile împărăției. Principiile acestea nu sunt valabile pentru principiile unei afaceri de pe pământ, ci sunt principii ale împărăției, sunt principii spirituale. Asta nu înseamnă că dacă cineva vrea să le aplice, în businessul lui cu riscul că îl va pierde, nu poate să le aplice. Dar Domnul nu la asta s-a referit. Care sunt principiile împărăției pe care Domnul le-a transmis prin pilda spusă? Primul dintre ele, niciodată nu este prea devreme, niciodată nu este prea târziu ca să te pocăiești. La ora șase, cu noaptea în cap, n-a fost devreme, dar nici la cinci seara cu un pic înainte să se încheie ziua de lucru, n-a fost târziu. Veți spune mintea dumneavoastră, cu afirmația aceasta încurajez pe unii să nu se pocăiască și să aștepte până la bătrânețe. Uitați-vă un pic la mine, fraților. Când te cercetează duhul pocăinței, nu mai poți să stai până la cinci. Dacă ai de gând să stai până atunci, sigur nu te vei pocăi nici atunci. Niciodată nu-i prea devreme să te pocăiești când te cercetează harul de vreme și niciodată nu-i târziu să te pocăiești când te cercetează harul târziu. Ideea nu este să aștepți până la cinci, ideea este că unii așteaptă fără să fie îndemnați să aștepte. Stăpânul vie a chemat cinci categorii de oameni ca să muncească. La șase dimineața, la nouă dimineața, la 12 ziua, la trei după amiază și la cinci seara. Observați însă, Că dintre aceste cinci categorii de muncitori, stăpânul a negociat prețul zilei de lucru doar cu cei de la ora 6. Versetul 2. S-a învoit cu lucrătorii să le dea un leu pe zi. Un leu pe zi e un dinar. Un dinar, în vremea aceea, era solda unui soldat, adică salariul unui soldat pe o zi. Asta înseamnă că într-o lună un soldat și un muncitor cu ziua câștiga aproximativ 30 de lei, 30 de dinari. Stăpânul dintre cele cinci categorii de muncitori, doar cu prima categorie s-a învoit, au făcut deal. Ok, vreau să vă iau la lucru, vă dau un dinar pe zi, sau poate i-a întrebat cât pretindeți și ei au spus, dacă nu ne dai un dinar nu mergem. Nu știu ce s-a întâmplat, dar doar cu ea de la ora 6 s-a tocmit. Cu cei de la ora 9 nu s-a mai tocmit. Priviți cuvântul, a ieșit la ceasul al treilea, la 9 dimineața și le-a zis, vă voi da ce va fi cu dreptul, dar nu le-a spus ce înseamnă cât va fi cu dreptul. Și la 12 ziua și 3 după amiaza la fel, mai ales la 5 săraci. ce pretenție să mai fi avut ea să se tocmească cu stăpânul? Încă o dată, cu stăpânul s-au tocmit cei care au venit la început. Doar atât. Restul n-a mai fost tocmeală, ci pur și simplu intrați și ce va fi cu dreptul vă dau. Nici ei n-au știut când le va da stăpânul. La sfârșit au zis, domne, când ne dă, ne dă ce pretenție să mai am. M-a luat la 9. de Decât să mă duc acasă, o să mă întrebe soția, iar ai venit, fără să lucrezi. Cu ce cumpărăm pâine? Mai bine, slavă Domnului, e bine și la nouă. Imaginați-vă la de la 12 și el a zis, bine cuvântat să fie Domn. Să nu mai zic de la de la ora 3 și să nu mai intre în discuție cel de la ora 5. Că aproape că nu-ți vine să crezi că la ora 5 te mai poate lua cineva la lucru. Dar și răbdarea lor să stea în piață până la cinci e remarcabilă. Nu știu sigur dacă au mai așteptat de lucru sau au stat la vorbă, au mâncat semințe, nu știu. Mă gândesc numai cam ce se face în piață în condiții obișnuite. În Europa, spre exemplu, și în America, de asemenea, oamenii ies la lucru, mai ales emigranții. N-au acte, n-au drepturi, n-au limbă. Și săra săraci stau acolo. Dimineața poate te mai tocmești, că e ziua lungă, dar puțin mai târziu, hai, săr și vină încoace. Și ce ți-o-i da, ți o da. Și măcar o bucată de pâine să duci la copie mai mult decât nimic. În al doilea rând, al doilea principiu al împărăției, este că indiferent când se pocăiește un om, efectul este mântuirea sufletului. Cel care s-a pocăit dimineață nu s-a mântuit mai bine decât cel care s-a pocăit seara. Pentru că nu poți fi mântuit un pic. Ești ori mântuit, ori nemântuit. Nu poți fi mântuit un pic. Să mănânci un pic poți. Dar să te naști un pic și să mori un pic, ori ești viu, ori ești mort. Mântuirea nu poate fi puțin pe jumătate sau trei sferturi. Ori ești mântuit, ori nu ești mântuit. Indiferent că te mântuiești în tinerețe sau te mântuiești pe patul de moarte, dacă mai ai harul ăsta, ești la fel de mântuit. Pentru noi este greu de crezut că noi suntem tributari unor tradiții religioase. Dar eu vă asigur că la fel de mântuit a fost tâlharul de pe cruce, ca și apostolul Pavel sau Petru. Eu nu vorbesc aici din punct de vedere al slujirii care va primi răsplată. Că slujirea atrage răsplata, credința atrage mântuirea. Din punct de vedere al mântuirii oamenii se din punct de vedere al slujirii, oamenii sunt diferiți, de aceea și răsplata va fi diferită. Și Biblia vorbește, chiar dacă nu vorbește prea mult, vorbește de răsplată că va fi diferită. Să știți că și acolo vor fi ranguri și slujiri și poziții. Noi spunem că vom fi la fel, vom fi la fel că vom fi în același loc, dar nu vom fi la fel că nici slujba nu ne-a fost la fel aici. În al treilea rând. Dumnezeu are totdeauna inițiativa mântuirii. Nu oamenii aceia s-au dus la stăpânul viei la ora nouă să spună, stăpâne, nu te supăra. Auzi înțelegere că nu mă pot duce acasă fără nimic. N-am bucat de pâine pentru copii. Primește-mă și pe mine în vie. Au stat în piață la 9 stăpânul a avut inițiativa, la 12 stăpânul a avut inițiativa, la 3 stăpânul a avut inițiativa și la 5 tot stăpânul a avut inițiativa. Ascultă-mă, dacă nu te cercetează Domnul cu harul pocăinței, nu te poți pocăi. Dar nici nu înseamnă că dacă te cercetează te pocăiești. Una este să ți se predice Evanghelia și alta este să reacționezi cu pocăință la Evanghelie. Că pocăința ai treaba ascultătorului, chemarea ai treaba lui Dumnezeu. La pocăință, fără chemare, când spun chemare, trebuie să explic că acest termen, eu știu că în contextul nostru are o grămadă de înțelesuri. Nu mă refer la predestinare când spun chemare, ci pur și simplu la Evanghelia care te cheamă la pocăință. Unii reacționează prin pocăință, credință și se mântuiesc, alții spun mai aștept sau nu vreau. Dumnezeu are inițiativa mântuirii să remarcăm lucrul acesta. Suntem aici pentru că într-o zi. Dumnezeu a avut inițiativa să ne cheme. Mă gândesc, dacă n-ar fi avut această inițiativă, eram astăzi sub blestemul păcatului, cu perspectiva să merg în iad. Cât ar trebui să-i mulțumim Domnului pentru că într-o zi ne-a chemat și ne-a dat și har să spunem da și să venim. În al patrulea rând, al patrulea principiu, Dumnezeu se ține întotdeauna de cuvânt. S-a tocmic că îi dă un leu. Un leu i-a dat. Eu îmi imaginez că nu toți cei, grupa celor care au fost angajați la șase dimineața au fost oameni serioși. Nu știu dacă toți au fost serioși. Mă gândesc că unul poate a fumat mai mult în timpul zilei ca să-i treacă vremea. Unul s-a dus de vreo 10 ori să bea apă ca să muncească mai puțin. Altul și-a tot înnodat cămașa, iar și-a deznodat-o, iar și-a înnodat-o ca să treacă vremea unul să tot îndrepta așa de șale, de spate, ca să treacă vremea. Tot felul de, de metode de genul ăsta ca să treacă timpul. E foarte posibil că de la 6 la 6 e mult. Eu sunt sigur că la care a venit la 5, ăla nici n-a mai băut apă, ăla nici nu s-a mai îndreptat, ăla a muncit ca un disperat, că într-o oră a vrut să atragă simpatia stăpânului, că acum vine ora și să-i dea ceva bănet, Că avea o oră la dispoziție să-l convingă că e băiat de treabă. Ăla de la șase n-avea nevoie să-l convingă că a avut tocmeala, un leu. Dumnezeu se ține întotdeauna de cuvânt. Vreau să fac o paranteză. Dacă a promis că vindecă, încredeți-vă în cuvântul care l-a spus Domnul, că așa va face. Nicio o boală din lume nu va desfința promisiunea lui Dumnezeu. Dacă ți-a spus că te mântuiește când te pocăiești, dacă te pocăiești de păcatul care l-ai făcut, simte-te iertat și când diavolul vine și îți spune a, păi nu mai știi ce ai făcut ieri, spune așa, păcatul de ieri l-a iertat sângele Domnului Iisus Hristos și același sânge să te mustre și pe tine În al cincilea rând, Dumnezeu are milă de toți oamenii, însă le rezolvă problema doar la cei care își înțeleg condiția. Ce vreau să spun este faptul că dacă au fost la ora 6 până pe la 7, 8, 10, mai mulți oameni în piață și au văzut că nu ia nimeni sau și-au plecat acasă, nu spune Biblia că stăpânul s-a dus pe străzi să întrebe și pe cei care au fost în piață dar au plecat, nu oamenii nu și-au înțeles condiția, ei nu au fost în lipsă. Ăla care a stat până la 5 acolo înseamnă că a fost disperat. N-am bani. Eu nu mă pot duce acasă, oameni buni. Stau aici ca un disperat până când se întorc colegii mei. Măcar de la ăla să cer mă, a dat un leu, dă și mie jumătate. împrumută -mi că nu mă pot duce acasă cu mâna goală. Și au înțeles condiția, lipsă, nimic, sărac. Dacă s-a dus acasă pe la 7-8 că nu l-a lăsat nimeni, înseamnă că mai are ceva resurse. Mai are ceva în account. Ăla nu e amărât. Că dacă era amărât să vedea, 6. Domnul corectează orgoliul celor care sunt meritoși și care pot crede că cei care au venit mai târziu nu merită așa de mult. Fiți sinceri, nu se întâmplă uneori în biserică ca la armată să fie frățietatea împărțită în veteran și pufani? Știu că nu vă place subiectul acesta, însă nu este așa că cel care a venit de ieri e tratat ca și pufan? și ne uităm la el uneori așa, să nu zic dispres că mult, dar îi spunem, bă, n-auzi, păi tu știi cum era cu 20 de ani când am trecut eu Dunărea? Și are dreptate omul, dar asta e problema lui. Ce avem merite că am făcut, că am dres, pentru toate astea ne va răsplăti Dumnezeu. Nu e acum momentul să le afișăm și nici să pretindem nu știu ce slujiri, că nu știu ce am făcut. Aceasta este de-a dreptul diabolic, dar Domnul a vrut să corecteze treaba asta, motiv pentru care, când le-a dat plata, observați că putea să procedeze ca un gospodar înțelept așa. Îi lua pe ea de la ora 6 și spunea așa, voi, veniți mai întâi încoace, cu când ne-am tocmit? Cu un leu, luați-l și plecați. Și când plecau și nu mai erau acolo, îi chema și pe ceilalți și spunea, băi, acum că nu ne văd ăștia, luați-mă și voi tot cât un leu să vedeți că-s băiat de treabă și duceți-vă intenționat în prezența la cei de dimineață de la ora 6, le-a dat cât un leu la cei care au venit acum o oră. Intenționat în prezența la cei de la ora 6 de dimineață. De ce s-a expus? De ce și-a făcut dușmani? Pentru că Domnul a vrut să le dea mesajul următor. V-a intrat în cap că sunteți grozavi, că ați venit de dimineață. Imaginați-vă ce au crezut ei. Păi eu dacă eram venit la șase dimineața, și vedeam pe alții 9, 12, 3, 5, mai ales să ia de la 5. Și îl vedeam pe stăpân că lui Viorel care a venit la 5, îi dă un leu. Eu mă gândeam așa, bă frate, păi înseamnă că stăpânul dă un leu pe oră, de la 5 la 6 o oră. De la 6 la 6 sunt 12 ore. Eu cred că a glumit dimineața când s-a cu mine cu un, cu, un leu, cu un franc. Dar să vezi că ăsta îmi dă 12 lei. Hai să termine și cu asta de la 3, și cu de la 12, și cu de la 9 și vine rândul meu. Un leu pe oră, 12 ore, 12 lei. Doamne ce, 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 ce deal am făcut astăzi Și când stăpânul bagă mâna în pungă De fapt nu el ispravnic Cu totul un, tot un le undă Și eu uit că de fapt așa m-am înțeles cu el Cu mine nu s-a înțeles că mă va plăti în funcție de alții Ci în funcție de înțelegere Dar eu uit asta că omul uită ce e în dezavantajul lui Și dacă poate să pricopsească Nu-l oprește nimeni Și ce băi stăpâne pe nu te supăra Care-i treaba Și se uită stăpânul la el și zice Auzi nu ne-am înțeles cu un leu. Ba da, păi și atunci, mă, omule. Eu pot să-i dau și o mie de lei la ăsta care a venit mai devreme. Tu ai, tu ai început să-mi administrezi mie punga? Fraților, știți câți oameni încearcă să-i facă planul lui Dumnezeu în adunare? Încearcă să facă planul păstorului? Încearcă să facă planul dirijorului? Corosta n-ar trebui dirijat cum vrea Andrei, Dorin și fratele Michi, ci cum vrea nu știu cine de pe bancă. Biserica asta n-ar trebui păstorită cum am eu călăuzirea și frații aceștia. Că noi suntem responsabili, că noi suntem chemați prin mila Domnului. Vorbesc cu toată modestia. Ce ar trebui să conducem biserica cum vrea nu știu cine? Păi, fraților, când chem pe un om, când pui un om la volan într-un autobuz, nu-l faci responsabil pe la după a treia bancă. Îl faci responsabil pe la de la volan. Că de ai la volan. Iar dacă nu-i în stare, ia-l și pune-l pe al treilea bancă, iar pe la după al treilea bancă pune-l la volan. Și când i-ai dat poziția, atunci să aibă pretenția să se, să se ducă la stânga sau la dreapta cu autobuzul. Timpul a expirat, și dacă Dumnezeu ne va mai da timp, îl vom folosi să continuăm. Însă, până atunci, scumpii mei, vreau să ne întoarcem la esență și să vă spun următoarele lucruri. Există riscul pe lângă toată munca pe care am făcut-o noi de când îl cunoaștem pe Domnul, multă muncă, mulți bandați. dați. Ați făcut vreodată să o contează, la câți bani ați adus la biserică? Mă uit la unul dintre dumneavoastră care are 50-60 de ani. În vreo 40-50 de ani de pocăință, câtă zeciuială, câtă contribuție o fi adus la biserică? Cred că își lua o mașină nouă, acum poate două, poate trei unii, fără nicio problemă. Mulți bani au dat Domnului. Ei, e extraordinar că au făcut asta, însă există riscul să se creadă îndreptățiți în adunare, să fie tratați nu știu cum, doar pentru faptul că au făcut lucrurile astea. I-au dat banii lui Dumnezeu, dar acum vor dobânda. Nu vor răsplăta în cer, vor răsplata acum și aici. Fiți sinceri, nu ne încearcă gândul ăsta. Ba da. Este timpul să stăm înaintea Domnului și să ascultăm cum a încheiat Domnul Pilda. Cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei de pe urmă. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi.betani.cc Până data viitoare când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viața.